Edilul din Motru susține că problema nestabilirii bugetului la nivel național se răsfrânge asupra activităților locale. Gigel Gianu speră să facă față valurilor de măsuri impuse de guvern. Suntem nevoiți să ne încadrăm în 1 pe 12 din veniturile pe anul precedent. Semnalul este că vom avea un an extraordinar de greu. După ce 2018 a fost foarte dificil pentru foarte mulți dintre noi, iată că ne așteaptă un 2019 și mai dificil. Suntem obligați să dăm acea normă de hrană, suntem, legea prevede să dăm și voucherele de vacanță, adică pe de o parte îți ia din venituri, îți reduce veniturile și pe de altă parte îți cresc cheltuielile. În privința facilităților pentru cetățenii, și acestea vor avea de suferit. Gianu afirmă că statul nu va mai acorda subvenții oamenilor pentru a acoperi cheltuielile cu încălzirea. Din ultimele discuții pe care le-am avut cu domnul ministru Teodorovici, nu vom mai primi sprijin nici pentru subvenții, nici pentru acest 2%. Este evident că până la urmă toți banii vor fi luați de la cetățeni, din buzunarele cetățenilor. Adică nu mai facem lucruri, nu mai reabilităm, nu mai construim, nu mai modernizăm și plătim ceea ce stabilește guvernul. Prețul pe gigacalorie la căldură a fost majorat de curând de consilierii locali din Motru.